Gala Națională a Binelui 2024, aflată la a doua ediție, a fost structurată pe 5 categorii de premianți: educație și tineret, asistență socială și servicii medicale, drepturile copilului și ale familiei, antreprenoriat, comunitate și implicare socială și egalitate de șanse și violență domestică. Au fost depuse peste 120 de proiecte și au fost acordate 54 de premii. Cea de-a doua ediție a Galei Binelui 2024 a fost organizată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin Direcția Generală de Familie și Politici Demografice, împreună cu partenerii săi sociali, și s-a desfășurat în prezența reprezentanților Guvernului, Parlamentului și ai unor asociații și ONG-uri de succes din România. Un număr de 54 de asociații, ONG-uri și grupuri de inițiativă civică activitatea lor schimbă vieți au fost premiate pentru rezultatele muncii lor. Mulțumesc pentru tot ceea ce faceți în aceste vremuri de grea încercare, război, ură, denigrare, încă dificultăți economice după o perioadă de 2 ani a pandemiei. Și spunea cineva aici că lucrează și își dorește foarte mult să-și continue proiectele împreună. La fel, domnul ministru, la fel eu, credem că numai împreună, alături de dumneavoastră, oameni minunați, putem să facem mai mult și mai bine pentru copiii țării noastre, pentru tinerii țării noastre, pentru părinții, bunicii, dar și pentru cei care au plecat în străinătate și pe care noi ni dorim să revină acasă. Și de aceea cred că cel mai puternic mesaj este: vă mulțumesc, și puterea exemplului dumneavoastră, a muncii dumneavoastră, va determina pe cât mai mulți români să îndrăznească, pentru că binele îl putem face doar împreună. Au fost înscrise peste 120 de proiecte realizate de organizații care s-au implicat în ajutorarea mamelor și copiilor vulnerabili. Au oferit suport și servicii de recuperare a copiilor cu diverse afecțiuni grave. Au promovat sportul și alte activități sănătoase. Au sprijinit tinerii și studenții. Au pus umărul la lupta antidrog. Au educat și au format caractere, dar au și promovat drepturile fiecărei categorii de persoane.